Noua catapeteasmă a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul clujean Cristorel a fost sfințită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. După sfințire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa le-a oferit credincioșilor câteva sfaturi la începutul postului mare. Noi creștinii ne aducem aminte de această întâmplare tragică, tocmai acum la începutul postului mare. De ce? Pentru că timp de 7 săptămâni încercăm prin mijloacele pe care Dumnezeu ne le pune la îndemână să intrăm curățindu-ne sufletul și făcând o pocăință sinceră, să intrăm în rai din nou, noi dinpreună cu Adam. Lucrul acesta dorim să-l facem. Și atunci este simbolică așezarea Duminicii izgonirii lui Adam din rai, tocmai acum la lăsatul secului de postul mare. Sfântul Siluan Atonitu, meditând la ce s-a întâmplat cu Adam atunci, redă frângerea lui de inimă după ce a pierdut raiul. Și cuvintele Sfântului Siluan sunt următoarele. Adam tângea pe pământ și plângea cu amar. Pământul nu-i mai era drag și suspina după Dumnezeu strigând: sufletul meu tânjește după Dumnezeu și-l caut cu lacrimi, cum să nu-l caut? Când eram cu el, sufletul meu era bucuros și senin și vrăjmașul m-a ispitit. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh a fost ridicat la rangul de iconom. Tot acum au fost acordate diplome de cinstire membrilor Consiliului Parohial și celor implicați în sprijinirea activităților bisericii. Se cuvine să-i mulțumim înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, pentru că astăzi este în mijlocul nostru. Mulțumesc tuturor enoriașilor mei, mulțumesc fiilor satului care ați venit astăzi în număr atât de mare. Ați venit în biserica în care poate cei mai mulți v-ați botezat și v-ați cununat. Ați venit la casa părintească. Părintele nostru Mitropolit Andrei cunoaște realitățile ecleziale, sociale, demografice, trecând din parohie în parohie. Văzând declinul demografic, văzând tot ceea ce se întâmplă aici, încurajează din prea plin biserica noastră națională ortodoxă și neamul nostru românesc aici prin preoții care sunt printre ultimii, din păcate, intelectuali ai multor comunități. Tot astăzi, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat slujba sfeștaniei la noua grădiniță din sat. La final, cei prezenți au participat la un spectacol susținut de interpreți de muzică populară și de ansamblul Muguri de Așchileu, format din copiii satului. Localitatea Cristorel este filia a parohiei Fodora din protopopiatul Cluj 1.